Cu ocazia Zilei Mondiale a Romilor, ce se sărbătorește în fiecare an pe 8 aprilie, Partida Romilor Pro Europa, filiala Giurgiu, împreună cu Asociația Democrată a Romilor, a organizat în avans sâmbătă, la un restaurant din Giurgiu, un seminar cu privire la însemnătatea acestei zile. Încercăm în acest fel să arătăm că evenimentele pe care le tot organizăm de 2 ani de zile nu sunt doar pure întâmplări, ci sunt mai degrabă lucruri obiective, lucruri prin care încercăm să arătăm că și romii există în arealul județului Giurgiu și că încercăm să ne obținem respectul, pentru că până la urma urmei cred că îl merităm. Au fost alături de cele două organisme și autorități locale care i-au asigurat de tot sprijinul în ceea ce privește acțiunile și demersurile întreprinse privind integrarea acestei minorități. Mesajul întâlnirii a fost integrarea în comunitate, sprijinirea și dezvoltarea ca și ansamblu a întregii comunități, găsirea unui loc de muncă și înscrierea copiilor la școală. Vă felicit și vă doresc ca ziua de astăzi și zilele care vor urma să fie sărbătoare pentru noastră și un model pentru toți ceilalți care fac parte din comunitatea noastră. Vă doresc o sărbătoare frumoasă, liniștită și cu realizarea tuturor obiectivelor pe care vi le-ați propus. Ziua de 8 aprilie a fost adoptată drept Ziua Internațională a Romilor de Pretutindeni în anul 1971, cu ocazia primului congres ce a avut loc la Londra. După masa rotundă, cei prezenți au asistat la un spectacol de muzică specifică comunității rome.